cu asta filmăm vlogul. Haide. Mileuțe, mileoașe, mileuri. Așa era pe vremea. Uite pe Amna. Serios, nu știi pe Modern Talking? Nu știi pe NSYNC? Vreau, mai țineți minte, aveți oracol. Îți place? Wow! Am demolat bucătăria! O să fie mare și frumos, o să redecorăm aici, o să reparăm! Tu viață, famă, să trăiesc tot ce n-am mai trăit. Și ia-mă iar pe drumul tău atunci când am greșit. Și du-mă sus până la cer când n-am încredere. Și dă-mi o inimă de fier când trec peste orice. Următorul challenge. Care e următorul challenge? Sări cu parașuta. Ba da. Ba da. Să te dai cu nu știu ce. Vrei pe trotinetă electrică? Pe trotinetă electrică? Dați like-uri ca să sar cu parașuta. La 10.000 de like-uri la acest vlog, să sar cu parașuta. Deci Alex vine cu felul de propune. Și a Sandra, trebuie să vezi acest muzeu. Sigur o să-ți placă, o să vezi un fel de lucruri vechi. Mai ales că am lansat piesa Amintiri. Și despre asta este vorba, despre aceste amintiri frumoase. Despre lucruri, oameni, bineînțeles, mai oameni și apoi lucruri care ne aduc aminte de copilărie. Știți care e cuvântul care mie îmi place cel mai mult? Moca. Măi, când aud moca, am așa buz de serotonină. Nu, am buz de serotonină, am când îmi intră bani în cont. Dar și când văd undeva că scrie moc. E moca, veniți și voi, nu trebuie să plătiți. Și vom intra să ne plimbăm și ne trecem pe lume. Eu acasă aveam, exact așa, colecționam timbre. Sper să mai și eu am venit de acasă. Ia uite, stema. Cât de tare timbre, dragilor, cât de tare, ia priviți. Uite peștele de pe televizor. Am avut cu toții, în anii 90, aveam aceste bibelori. Și știți ce nu înțelegeam? Nu înțelegeam de ce erau atâtea mileuri. Adică și la bunicul mea și mama avea și la un moment dat le-am aruncat, adică i-am zis, mami, hai să fim și noi mai moderne, mai... Mileuțe, mileoașe, mileuri, așa era pe vremea. Și televizorul pe care bunicul meu de la țară îl avea, exact așa arăta și tot timpul apăsam pe aceste bucoane. Și damigeana de țuică a lui Tataie de la țară. Tot timpul o avea lângă pat. Patul avea până în ultima zi. Eu glumesc, dragilor, acum glumesc ca să vă mine răspund. Dar să știți că aceste obiecte chiar îmi trezesc niște amintiri frumoase. Mi-aduc aminte de copilărie și de momentele frumoase petrecute la țară. Pentru că aveam bunici la țară, părinții mamei și bunici la Galați, la oraș și din partea tatălui. Din păcate mai am doar o singură bunică în viață, din cei patru. Străbunica pe care ați văzut-o în vloguri, străbunica Eli și a Clarei. Ah, păi asta ce? Asta e 2021, fii atent cu Rainbow. Mama, cred că asta e potrivită pentru scenă. Ia uite cât de tare. Asta e pentru scenă special. Mama, o sur. Asta e super tare de scenă, mă, pe serios, chiar e super tare de scenă, am trebuit tare. Nu? De ce tu? Nu! Poate acum bagi negru pe dedesubt? Nu! Nu! Aveai păpușa asta? Aveam o păpușă exact așa, dar era brunetă și o chema Mirela. Și o iubeam foarte mult. Și într-o vară m-am reîntors la țară, bineînțeles, și așteptam să mă întâlnesc cu Mirela. După ce s-a terminat școala, eram clasa 1-a sau 2-a, și am văzut-o pe Mirela, goală, pușcă, pusă undeva, pe o țintuită, așa, răstignită, în grădină. Și am început să plâng și am întrebat-o pe bunica de ce ai pus-o pe Mirela acolo, răstignită, goală, săraca Mirela. Păi cum, e spiritoare de ce ori acum Mirela? Și a fost foarte tare, a fost șocant pentru mine, deoarece mi-am dat seama că copilăria s-a încheiat și că prietena mea Mirela nu mai era Mirela, era spiritoare. Ia uite! Am fost și eu șoi, am fost și eu
Hashem și chiar în videoclipul Amintiri e o poză cu mine Shrek. Uite pe Amna! Uite pe Amna! Amna, ești frumoasă! Dar seamănă rău, uite-te la ea! Emblema anilor 90, Baywatch. Aveți apă din asta cu cornete? Eu n-aveam, dar aveau prietenii din bloc și Ținteau. Mă ținteau și mă durea și plângeam. Casete! Casete! Ia să vedem! Ia uite, Modern Talking. Eu nu știu. Nu știi? Nu. Serios, nu știi pe Modern Talking? Nu, nu cred așa serios, ceva. Dar când te-ai născut, Alex? 98. Serios? Serios. 98 și nu știi pe Modern Talking? Da, pe NSYNC? Nu știi pe NSYNC? Pe Backstreet Boys îi știi? Da. Nu cred. Vreau, mai țineți minte, aveați oracol. Scrieți în comentarii cine avea oracol. Și făceam oracole și scriam și dădeam la colegi să scrie. Cât de tare! Ia uite, Nadia Pudrobe, baby. Vai! Cu asta filmăm vlogul. Haide! Da? Hai să facem schimb de cameră. Ha? Ha? Hai! Super mașină, nu ce am luat acum, domnule. Asta e super mașină. Asta este super, super mașină. Ia uitați, așa deschizi ușa, așa digeamul, poate cade ușa. Gata, am companion. Vede la plimbare. Aveam și eu, fix așa, aveam uniformă de șoi și așa. Dragilor, sper că v-a plăcut această incursiune la acest muzeu al amintirilor, amintiri de tot felul și din anii 90, un pic din 2000, dar mai ales din vremea comunismului. Sper că v-a răscolit videoclipul Amintiri. Dacă nu l-ați văzut, îl găsiți pe canalul meu de YouTube, dați subscribe, nu uitați, dați follow pe TikTok, dați follow pe Instagram, dați follow pe Facebook și ar trebui să scrieți în comentarii care este cea mai frumoasă amintire a voastră din perioada copilăriei. De ce vă aduceți aminte cu drag? Abia aștept să citesc comentariile voastre. Vă pup! Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Clara, mergem să o luăm pe ăla de la grădini? Da. Vrei și tu la grădiniță? Da. Ți-ar plăcea să mergi? Da. Să te joci cu ela? Da. Și cu copiii? Da. Mâine te duc la grădini, vrei? Da. Bine, hai. Haideți în casă să vedem. Hai să vedem. Aprinde mami luminile. Ce părere ai? Cât am avut filmări la Te Cunosc de Undeva, s-a spart acest perete, aici era dulapul cu oglinzi și acum comunicăm cu cealaltă parte a casei, cum sparge și bucătăria și va fi o bucătărie mare. Și urmează să fie un living imens cu partea asta și aici. Îți place? Da. O să fie mare și frumos, o să redecorăm aici, o să reparăm. Era casa înainte? Mică. Era mică casa, nu? Da. Și acum e mare, nu? Da. Să facem și noi o casă mare, nu? L-auziți cum se sparge ăluri? Nu mai păsesc acum. Uai, ce tare! Spargem aici, spargem! Aici era bucătăria. Bucătăria mirifică în care am făcut atâtea vloguri și acum o spargem ca să o unim cu cealaltă bucătărie. Exact! Wow! Îți place ăla? Și ție îți place? Îți place? Wow! Am demolat bucătăria! Adică erau două bucătării și era un zid în mijloc. Și aici era bucătăria noastră, bucătăria din care am făcut atâtea și atâtea vloguri de cooking. La revedere această bucătărie. Și aceasta era bucătăria cealaltă, din spatele zidului. Bucătărie care va fuziona cu aceasta și va fi o bucătărie mare și frumoasă în totalitate. Ia uite ce-am făcut! Îți place, iubita mea? Ți-am făcut locul tău de joacă. Aici să te joci cu Clara. Îți place? Wow! Clara, vino să vezi, vino să vezi ce-am făcut! Vino să vezi, iubita! Ia uite! Îți place? Da!
Așadar, dragilor, am făcut acest loc de joacă la etaj, pentru că jos e dita mai șantierul. Am început să dărâm zidurile în casă acum 2 zile. Iubita, stai bine? Nu. Nu stai bine? Păi nu vrei tu să schimbi poziția, să te ridici sau ceva, sau nu? Deci, am început renovările, am dărâmat 2 ziduri deja, zidul din living și zidul de la bucătărie, pentru că noi stăteam într-o parte a casei, spărgând zidurile, practic acum accesăm și altă parte a casei și suprafața în care noi vom locui se dublează. Am vrut de mult să fac această renovare, dar n-am avut când și cum și mi-am luat timp în dinți și iată-mă că acum fac acest lucru. E groaznic, la parter e șantier mare și o să stăm așa vreo 2 luni până când vine și bucătăria și mobila din living, până când schimbăm parchetul, punem tapet, redecorăm complet tot, deci o să fie ce o să fie, o să fie o nebunie, o să vă țin la curent cu toate transformările, dar ideea e că deja această spargere și această casă mare ne cam încurcă, pentru că e atât de mare că atunci când un copil e pe parte, că sunt 2 scări interioare, când un copil e pe parte, celălalt pe parte, i-am pierdut, nu mai știu unde sunt. E, mă laud și eu, așa? Mă laud pentru că timp de 5 ani am stat doar într-o parte a casei și acum sunt foarte fericită că în sfârșit pot să mă bucur de toată casa, pentru că cealaltă parte am avut închiriată și acum am hotărât să nu mai fie închiriată, să mă bucur de tot ce am reușit să fac până la această vârstă. Nani, nani, nani. Vrei să faci nani? Da. Ia, cu mami? Nani, nani. Da, iubita mea, ia zi tu. Așa? Cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă pe tine? La? Lala. Lala te cheamă. Lala. 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 Lala, da. Știi să numeri 1? 1? 1? 3, 1, 3. Ai ajuns la 3? Și pe 2 nu-l numărăm? Cine face așa? Eu. Tu faci așa? Bam. 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 Bam.